De anul viitor, autoturismele cu volan pe dreapta aduse din Regatul Unit nu vor mai putea circula în România dacă nu vor fi reomologate de Registrul Auto Român. De ce preferă unii mașinile cu volanul pe dreapta? În primul rând, pentru că sunt mai ieftine decât cele obișnuite, de aceea sunt preferate în special de către românii cu buget mic pentru cumpărarea unui autoturism la mâna a doua. Instructorii auto însă și polițiștii le consideră adevărate pericole în trafic. Numai anul trecut, 45 de români și-au pierdut viața în accidente în care au fost implicate mașini cu volanul pe partea dreaptă. În peste 90% din aceste cazuri s-a stabilit că vina a fost a șoferilor care conduceau astfel de mașini. Cele mai mari probleme creează condusul din dreapta, în primul rând pentru că șoferul nu se poate asigura corespunzător atunci când efectuează o manevră de depășire. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va aduce schimbări în România pentru cei care au mașini cu volan pe dreapta. Din prima zi a anului următor, dacă Marea Britanie nu va prelungi perioada de tranziție după ieșirea din Uniunea Europeană, mașinile din Regatul Unit nu vor mai putea circula pe drumurile publice de la noi dacă nu vor fi reomologate de Registrul Auto Român. Potrivit Registrului Auto Român, vehiculele cu volan pe dreapta aduse din Marea Britanie și Irlanda vor putea fi matriculate în aceleași condiții doar până la sfârșitul anului acesta.